Șoferul camionului a apucat să parcheze pe marginea drumului Național 7 și să sune la 112, înainte ca focul să cuprindă autovehiculul. Pentru limitarea și stingerea incendiului, la fața locului au fost trimise două echipaje de stingere cu apă și spumă și un echipaj pentru determinarea gradului de toxicitate a emisiilor de fum. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga încărcătură cu degajări mari de fum. Pentru a evita producerea unei explozii, pompierii au îndepărtat capul tractor de la remorca încărcată cu anvelope. De 4 ore au avut nevoie angajații inspectoratului pentru situații de urgență Vâlcea pentru a stinge focul.